Și l-atinge pe pena fără minge. E penalti. E penalti pentru Oțelul. După părerea mea, corect acordat. Iorga execută și este 1-0 pentru Oțelul din minutul 50. Încă o dată execuția lui Iorga. Total neinspirat portarul ieșenilor. Execută Tudor, Grahovaț boxează, nu foarte bine. Ergelegiu urmărește, vine și șutul în blocaj, fază bună pentru gol Iași. Gol marcat până la urmă de Ergelegiu, dacă am văzut bine. Iată un șut în blocaj și ce greșeală face acolo Perendia. Finalizare la colțul lung al lui Ionescu. A greșit aici și Grahovaț. Da, a plecat foarte bine pe acel culoar Claudiu Ionescu și râpă. A ezitat acolo, o pasă destul de bună a lui Filip, ajunge acolo, Iorga are și varianta pasei pentru Giurgiu, lung, greșește și este 2-1 pentru Oțelul. Ce greșeală lui Cezar Lungu, Vilian, Iorga a pătruns până aproape de linia de fund, iată ce pasă excelentă aici, încearcă Iorga să-i paseze lui Giurgiu, minge care este atinsă și de țigănașul, poate de aceea Cezar Lungu n-a putut să rețină.